Salutare, prieteni! Astăzi continuăm seria de materiale despre inventatori români care sunt mai puțin cunoscuți. Astăzi vorbim despre scaunul de catapultare inventat de un român. Brăileanul Anastase Dragomir a brevetat încă din anul 1930 o invenție folosită astăzi în întreaga lume la avioanele militare supersonice și nu numai. Pe 6 februarie 1896 la Brăila se năștea Anastase Dragomir, cel de-al 6-lea copil al unui veteran din războiul de independență. Încă din adolescență își conturează pasiunea pentru aviație, iar după încheierea studiilor pleacă în Franța, unde lucrează la mai multe uzine de avioane. În hexagon, Brăileanu își perfecționează propriul sistem pentru salvarea pasagerilor și a piloților în cazul accidentelor aviatice. Dragomir, împreună cu un alt inventator român, Tănase Dobrescu, realizează un model al unui scaun ejectabil. Invenția deja era o versiune timpurie a actualelor scaune ejectabile, era destul de complicată pentru acea perioadă, fiind compusă dintr-un scaun detașabil și ejectabil vertical, prevăzut cu două parașute. Aceasta a fost concepută pentru salvarea vieților omenești în cazuri de urgență. Pentru a breveta invenția, modelul a fost testat pe un avion Farman în august 1929, pe aeroportul Paris-Orly, de lângă capitala Franței. Iar în luna octombrie a acelui an, 1929, la aeroportul Băneasa, pe un model Avia. Ambele evenimente au fost un real succes, presa din Franța și cea din România sublinind importanța, dar și unicitatea momentului. După ce în 1928 se depusese cererea de brevetare a cabinei catapultabil, 2 ani mai târziu, pe 2 aprilie 1930, cei doi români obțin patentarea oficială la Oficiul Francez de Invenții cu brevetul numărul 678-566. Numele oficial al invenției era Nouveau System de Montaj de Parașut dans l'Appareil de Locomoțion Aerien, noul sistem de montare al parașutelor la aparate de locomoție aeriană. Inovația lui Anastase Dragomir pentru autostabilizarea cabinei în cădere prin utilizarea 2 parașute auxiliare se regăsește în soluțiile actuale de parașute și cabine catapultabile. În 1950, după 2 decenii de la înregistrarea în Franța a invenției, Dragomir obține un brevet și în România. În cartea Technique des Avions, apărută la Paris în 1960, sunt menționate și realizările inventatorului Brăilean în domeniul catapultării piloților și pasagerilor din avioanele aflate în pericol de prăbușire. Sistemul brevetat de Dragomir se va materializa prin apariția la noile tipuri de avioane supersonice militare a scaunului ejectabil. Brăileanul a murit în București în anul 1966. Haideți să vedem acum ce se întâmplă când te catapultezi dintr-un avion supersonic. Ați văzut constant în filme despre război sau armate că în avioanele supersonice, în caz de probleme, pilotul poate scăpa prin catapultare. Ce nu vă arată însă filmele e cât de gravă e tehnica aceasta. Deși mai mereu salvează vieți, înainte de asta poate duce la leșin și chiar la oase rupte. Catapultarea piloților din avioane de vânătoare e ultima soluție, înseamnă că nimic nu mai poate fi îndreptat și salvat și asta e singura cale prin care pilotul poate scăpa cu viață. Scaunul e creat special, are peste 3500 de piese și cântărește aproximativ 90 de kilograme, iar când pilotul se catapultează la altitudini mari, un senzor de pe scaun nu activează parașuta, ci cade în gol până la un nivel la care există suficient oxigen în aer. Când pilotul ia decizia și activează catapultarea, primul pas e declanșarea a 3 explozii consecutive,
Apoi ejectarea propriu-zisă se va face printr-o reacție care durează 0,2 secunde și viteza de catapultare este de circa 16 metri pe secundă, aproximativ 57 de km pe oră. În același timp, geamul avionului este desprins automat de acesta sau e împins de scaun în funcție de model. Ce se întâmplă când sunt avioane cu doi piloți? Există mecanisme de catapultare și în avioane cu doi piloți, doar că situația se complică. Fiecare scaun are montat un motor pe lateral spre capăt care împinge pilotul într-o anumită direcție. Când e vorba de avioane cu doi piloți, primul care se catapultează e cel din spate, ca să nu fie ars pe față de motorul cu reacție al celui din față, în caz că lucrurile s-ar desfășura astfel. Motoarele poziționate în lateral pe scaune au menirea ca cei doi să fie separați pe direcții diferite, ca parașutele să poată fi activate fără probleme. În momentul catapultării, centurile se strâng pe corpul și membrele pilotului. Totodată, e activată o rezervă de oxigen, iar parașuta e activată în cazul în care există suficient oxigen în atmosferă pentru ca pilotul să respire. Totodată, două panouri sunt folosite pe lateral ca să fie direcționate cât mai bine scaunele prin aer. Toate acestea se întâmplă în aproximativ între o secundă și două secunde. Odată catapultat din avion, pilotul scapă de scaun, dar rămâne cu un kit de supraviețuire. Urmează partea în care scaunul se desprinde de pilot, cu tot cu parașuta inițială, și el rămâne cu două componente vitale, o parașută nouă și un kit de urgență, inclusiv o vestă de salvare care e activată automat în cazul în care cade în apă. Asta în primele 5,5 secunde. Mai sunt și avioane care au un sistem de airbag pentru gât. În tot acest timp, dar și la aterizare, pilotul poate experimenta diverse probleme, de la leșin până la picioare rupte sau alte oase rupte. Catapultarea se întâmplă cu o forță gravitațională de 18 G, adică de 18 ori mai mult decât greutatea pilotului. În domeniul aviației figurează numele românului Anastase Dragomir, așa cum am spus la începutul acestui clip. El a introdus scaunul ejectabil, fără de care mulți piloți ar fi murit în avioanele de vânătoare pe care le pilotau. El a plecat în Franța, unde a lucrat la mai multe uzine de avioane și și-a perfecționat sistemul de catapultare. Așa cum am spus, la 3 noiembrie 1928, a înregistrat cererea de brevet pentru noul sistem de montare a parașutelor pentru mijloacele de transport aerian. Sistemul a ajuns popular pe avioanele de luptă, deși el îl voia pentru pasagerii din cursele obișnuite. Dacă v-a plăcut acest clip, vă rog să dați un share, un subscribe, un like sau puneți într-un comentariu ce alt subiect ați dori să abordăm într-un episod următor. Sănătate maximă vă doresc, dragi prieteni!